În fiecare zi lucrăm diverse aspecte, spre exemplu, cum să meargă în linie dreaptă, cum să evite obstacolele, cum să meargă în HAM, pentru că HAM este practic echipamentul acesta special care îi diferențiază printre alte de un câine normal. Deci un câine ghid nu este un câine pet, nu este ținut doar pentru a te juca cu el și a-ți oferi afecțiune, este, practic oferă o nouă pereche de ochi persoanelor care nu au această șansă de la viață. Până acum câți câini aveți în antrenament sau în general? Momentan fundația are 3 persoane, 3 nevăzători cu 3 câini ghizi care merg pe stradă singuri neînsoțiți, da, care activează. Acum avem alte 2 căței cărora le-am găsit nevăzători și cu care lucrăm cu ei. Și în afară de aceștia 2, mai sunt încă 3 cățeluși care tot la fel sunt în pregătire, tot în dresaj, în dresajul de bază. Și cu care lucrăm în fiecare zi astfel încât să ajungă la acest nivel avansat și să poată fi predat nevăzătorului. Am înțeles că i-ați adus de undeva anume, de unde sunt ei? Există că o parte din cățeluși s-au născut aici în România, dar din mamă și tată, ca să zic așa, provin de la școlile de câini din străinătate. Colaborăm momentan cu federațiile internaționale, inclusiv cu școala de câini din Anglia, care este cea mai renumită în acest domeniu. Ei au fost aduși, deci mare parte din ei au fost aduși la școala de câini din Anglia, mulțumesc pentru care mare parte din comenzi sau comenzile de bază le știu în limba engleză. Și asta trebuie să știe și omul care va avea parte de ei. Având în vedere că ei au fost pregătiți o perioadă destul de lungă cu aceste comenzi în limba engleză, într-adevăr, sunt niște comenzi extrem de simple, nu trebuie să știi limba engleză ca să poți să mergi cu un câine ghid. Ce contează și ce e mai important e că un câine nu diferențiază limba română de limba engleză sau de orice altă limbă, ei se ghidează după accent. Și bineînțeles, accentul limbii engleze este total diferit de accentul limbii române. Asta este practic diferența după care ei funcționează, având în vedere că știu comenzile în limba engleză.